7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine vă regăsesc! Azi încercăm să vorbim despre ieftinirea Crăciunului și răscumpărarea sărbătorii. E un titlu care are în el o contradicție, dacă nu chiar un paradox. Cum să răscumperi ceva care e ieftin sau care este ieftinit, mai merită să fie răscumpărat? Sau cum îndrăznim să vorbim despre faptul că sărbătoarea Crăciunului și Crăciunul în sine se ieftinește? Cine ieftinește Crăciunul? Cum se ieftinește Crăciunul? Cum se ofilește, de fapt, sărbătoarea? Eu aș pleca, în primul rând, de pe peisajul acesta cotidian, în care, de exemplu, colinsile, în loc să ne încânte, ne irită. Oriunde intrăm și oriunde mergem, ne răsună în urechi colinsile, dar noi nu avem nici urechi și nici inimă pentru colinzi. Pentru că deja de ceva vreme, peste tot unde te duci, se cântă colinda. Și așa cum spunea azi dimineață Hrușcă, una e cântarea și alta este colinda. Colinda ar trebui să o auzi într-un anume cadru, într-o anume zi sau în anume zile. Nu așa, de dimineața până seara, în mall, în magazinul de jucării, la aprozar, la reparații auto, peste tot colindăm, Doamne colinzi, colindăm, Doamne colinzi, până când ne-am săturat de ele, ne-au ieșit pe nări. E un mod de a ieftini Crăciunul. E un mod de a ieftini Crăciunul, toată avalanșa asta promoțiilor. Hai să cumpărați! Hai două la preț de una, hai trei în loc de două. Hai să cumpărați, că trebuie să faceți daruri. Că dacă Crăciunul este darul lui Dumnezeu și noi trebuie să ne facem daruri unul altora. Și haide să cumpărăm. Nebunia șoselelor, nebunia magazinelor, cu toată criza și cu toată recesiunea, pentru că nu adesea ne întrebăm unde e criza, unde e recesiunea cu tot potopul acesta din magazine. Deși probabil că e mai puțin decât anul trecut sau acum 2 ani și mai puțin la români decât la americani și mai puțin la români decât la francezi. În sfârșit, astea sunt comentarii mai mult sau mai puțin adevărate. Însă alergătura după cumpărăceală, după cumpărături, toată avalanșa asta a comercializării a cotropit pur și simplu sărbătoarea și Crăciunul. Pentru că dacă nu ai bani, dacă nu ai cum să faci darurile pe care le visezi, pe care le dorești, dacă nu ai cum să primești darurile pe care le meriți, unde este Crăciunul și ce ți-aduce Crăciunul? În alte zile spuneam că, de fapt, tocmai de sărbători și de Crăciun, cei care sunt bolnavi se simt și mai bolnavi, cei care sunt singuri se simt și mai singuri, cei care sunt săraci se simt și mai săraci, și cei care sunt mai ai nimănui, mai bătuți de soartă, li se accentuează nefericirea, durerea, tristețea, singurătatea. Ori, dincolo de ieftinirea Crăciunului și dincolo de ceea ce ar putea să aducă sărbătoarea, ar merita să ne gândim la răscumpărarea sărbătorii și la răscumpărarea Crăciunului, pentru că are în sine Crăciunul ceea ce merită să fie răscumpărat. Și ce are Crăciunul? Are pruncul, pe care nu prea îl mai vezi de iesle, că e prea decorativă ieslea. Are darul pe care nu-l mai vezi de brad sau nu-l mai vezi de pachete. Are întruparea pe care nu mai putem zări, pentru că mintea noastră este cotropită, este covârșită de tot ce ieftinește în fiecare zi darul lui Dumnezeu. Cum mai sunt câteva zile, una, două, trei, cum în continuare alergăm, ne ieftinim. Ar merita totuși să ne oprim și să ne gândim cum răscumpărăm Crăciunul, cum
ne aplecăm inimile și ne disciplinăm mintea la ceea ce înseamnă de fapt darul lui Dumnezeu, care prin întruparea în pruncul Iisus ne-a adus mântuirea și cu mântuirea bucuria, pacea, tihna, toate cele după care de fapt tânjim și pe care adesea le avem, sunt lângă noi, dar le risipim. Haideți să cumpărăm cei mai de preț. Haideți să vedem cum salvăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru casele noastre, pentru orașele noastre, de ce nu, pentru toată țara asta, Crăciunul și ceea ce este el de fapt. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.